Bună seara, bine ați venit la festivitatea de premiere a Openului Internațional al României la Șah Rapid. Mulțumim Consiliului Județean Alba, care susține întreg acest festival. Mulțumim primăriei municipiului Sebeș, domnului primar care a fost alături de noi în această dimineață și nu în ultimul rând domnului Marius Ceteraș, fără de care nu ar fi putut fi făcut acest eveniment în județul Alba. În acest an considerăm cu toții că am mers la următorul nivel și nu dorim să ne oprim aici. Nu o să lungesc foarte mult speech-ul meu, dar înainte de aceasta aș dori să invit și brigada de arbitri, domnul Dinu Nicula, domnul Radu Chirilă, Roxana Firaru și cu George Necula, care au fost oamenii din spatele acestui eveniment. Vă mulțumesc, o să-i înmânez microfonul domnului vicepreședinte Alin Berescu. Vă mulțumim că ați participat într-un număr atât de mare la această competiție prestigioasă. Aș vrea să-l felicit, desigur, pe Marius Ceteraș, care a reușit să capaciteze întreg județul aici. Am văzut că avem susținerea comunității locale pentru a dezvolta șahul din această zonă și sperăm să mai venim și cu alte ocazii. Noi chiar ne-am simțit foarte bine, sperăm că și dumneavoastră ați apreciat condițiile deosebite pe care le-am avut aici. Gazdele au fost foarte ospitaliere cu noi. Presupun că sunteți de acord cu toții că sala de joc a fost într-adevăr ceva deosebit. Hotelul presupun că la fel pentru cei care s-au cazat. Așadar, după cum spunea și Gabi, ne-am străduit să creștem nivelul competițional în primul rând al organizării și cred că am reușit acest lucru. V-aș felicita pe toți câștigătorii și participanții în general. Am văzut că au fost un număr mare de juniori, ceea ce nu poate decât să mă bucure pe mine personal, deoarece am ales cumva să sprijin din ce în ce mai mult ramura aceasta de copii și juniori în pregătire, așadar întotdeauna în ședințele noastre interne sunt cel care insistă să progresăm cât mai mult în investiții pentru juniori și desigur am susținerea tuturor colegilor, așadar o să vedeți, la anul urmează câteva surprize destul de interesante în acest domeniu, dar nu vreau să stric deocamdată, nu vreau să dau niciun spoiler, așadar felicitări tuturor încă o dată și mult succes celor care joacă și mâine și poimâine la Campionatul Național de Rapid și Blitz. Bună seara tuturor, mulțumesc domnule vicepreședinte, mulțumesc Alin, mulțumesc Gabi. Cred că a fost oarecum strategic aleasă ordinea, pentru că domnii dinaintea mea au spus deja tot ceea ce putea fi spus. Eu am ajuns de curând, sala arată fantastic, nu pot să vă spun decât că sunt puțin invidios că eu trebuie să fiu aici să contribui la organizație, să fiu la federație și dumneavoastră jucați. Aștept să intru și eu la joc mâine la Șah Rapid și Blitz. Sper că v-ați simțit foarte bine, felicit tot ce înseamnă mișcarea din județul Alba Iulia, în frunte cu colegul nostru Marius Ceteraș, căruia vreau să-i mulțumim cu această ocazie. Mulțumesc și eu tuturor pentru aprecieri. Știți foarte bine că în ultimii ani am încercat ca în județul Alba să vă faceți să vă simțiți cât mai bine, să reveniți cu plăcere și pe viitor și așa vom face și în continuare, vă asigur. Mulțumesc! Bună seara! Vă spun și eu bun venit din partea brigăzii de arbitri la festivitatea de premiere a acestui concurs deosebit de reușit și ceremonie care, iată, se desfășoară într-o ambianță în parte, o lumină cam ca în Matrix, pentru că și în șah imaginația merge pe culmi nebănuite. A demonstrat-o și acest concurs, o vor demonstra și următoarele, care se vor desfășura la Sebeș mâine și poimâine și, desigur, tot în județul Alba, sub oblăduirea forurilor locale și a neobositului maestru fide Marius Ceteraș, va avea loc finala Grand Prix și Gala Șahului Românesc. Să începem așadar acordarea premiilor cu cea din tâi categorie, de la 1001 la 1200. Vor fi câte două premii pentru fiecare categorie de ELO. În general, juniorii au dominat aceste categorii și sigur că îi așteptăm să progreseze către cele superioare până la ediția viitoare. Pe locul 2, la categoria 1001-1200, Antal Iris Ileana, Dinamo București.
Câștigător al categoriei 1001-1200 este Drăguț Ștefan Cristian, Clubul Sportiv Școlar numărul 2, București. Tot cu 4 puncte. Categoria de elo 1201-1400. Pe locul 2, un talentat junior localnic de la CSM Unirea Alba Iulia, Burja Udrea Răzvan. 4 puncte. Așadar, toți premianții au avut minimum 50% din punctaj. Câștigător al categoriei 1201-1400, tătar Marius Lucian, Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș. Următoarea categorie, 1401-1600, aflându-se la limita maximă a eloului admis de această categorie, obține locul 2, Chetveș Lorant, Cavalerul Sfântul Gheorghe. Un admirator al formației Black Sabbath. Nu știu în ce măsură va ajuta să progreseze, dar e opțiunea proprie. Pe locul 1, revenind în perimetrul juvenil, Ștefan Iulia Cristiana, Clubul Sportiv Școlar numărul 1, Timișoara. Urcăm până spre eloul 2000. Medalie de argint pentru Anghel Iulian Mihai, Clubul Sportiv Școlar numărul 1, Timișoara. Câștigător al categoriei de la CS Otopeni, Crăciun Sașa Matei. Ultima categorie premiată și sigur prima din punct de vedere valoric, 2001-2200. Pe locul al doilea se situează Cneje Vladimir Alexandru. Cu elou de la șah clasic nu s-ar mai fi încadrat, dar aici citări a mers. Iar câștigător al categoriei 2001-2200 este medaliatul cu bronz de la ediția de anul trecut al Open-ului Internațional României desfășurată tot în județul Alba, dar la Alba Iulia, Nastore Pavel Alexandru de la Universitatea de Vest Timișoara. Am ajuns la premiera jucătoarelor. Pe a treia treaptă unui podium virtual se situează Bucur Denisa Andreea de la Dinamo București. Întoarsă, după cum bine știți, cu un rezultat de excepție de la Campionatul Mondial de Dezlegări, locul 3, medalie de argint pentru Cosma Elena Luminița, marea maestră de la CSU ASE București. 5 puncte și jumătate. Tot cu 5 puncte și jumătate, dar cu un coeficient Buchholz superior. Irina Bulmaga, mare maestră, dar și deținătoarea titlului de maestru internațional la masculin. Am ajuns și la premierea primelor locuri din clasamentul general. Pe a șasea poziție se situează maestru internațional Alexandru Manea, Clubul de șah al municipiului Baia Mare. Ocupanții locurilor 2, 3, 4 și 5 și 6 au fost departajați la Buchholz. Locul al cincilea, maestru internațional George Cătălin Ardelean, de la Arnia Chess IT. Locul al patrulea revine celui care a câștigat medalia de argint anul trecut la Open-ul Internațional al României, disputat în sistem de șah clasic, George Stoleriu, Politehnica Iași, maestru FIDE. Anul trecut acest turneu a fost câștigat de juniorul gălățean Samuel Ghimpu. Medalia de bronz în clasamentul general al Open-ului Internațional României ediția 2022 revine maestru internațional Robin Alexandru Dragomirescu. ACS Chess Family G-Rock, marele maestru Lucian Costin Miron de la Universitatea de Vest Timișoara câștigă medalia de argint. Campion al ediției 2022 a Open-ului Internațional României la șah rapid, viitor mare maestru cu ocazia bordului FIDE care va avea loc la începutul anului viitor, David Gavrilescu, Șah Club Oltenia Craiova, cu dublă legitimare la CSU ASE Superbet.